Am luat, fraților, și vopseaua. Asta e culoarea, ăsta e lacul. Am chituit bara mai peste tot. Parcă nu se vedea bine așa, se vede cu totul, e altceva. Dacă e lăcuită, vopseaua când vine, se exfoliază. Marea masă, ziceți că sunt profesionist? Vă salut, frații mei! Fraților, azi vreau să mă apuc și o să dau măcar pe o grilă deocamdată primerul de la bara din față de GTI și vreau să încep vlogul prin a vă spune de un like, un subscribe, o știți voi. Toate detaliile acolo ce trebuie să faceți. Haideți să vă arăt bara și ce vreau să fac. Asta e bara care am șlefuit-o, închituit-o tot. Și asta la fel. Chituite, n-avea colțul la care l-am reparat tot. Asta e grila. Nu știu cu trebuie o să vadă. Bun, le-am dat cu degresare de... Am șlefuit-o, am degresat-o cu diluant. Și acum o să aplic un primer care e culoarea asta. Codurile astea sau ce sunt. Culoarea asta. Nu știu cât de bine se vede, în fine. Asta e spray-ul de la Leroy, cumpărat. Zice că e foarte bun. O să vedem acum. Și na, ce să zic, vin cu etape. Să-i dau o mână și vă arăt după cum arată. I-am dat prima mână. Mai lăsăm să usuce și dăm și a doua. I-am dat și a doua mână, fraților. N-am mai stat că am făcut miros de la spray și am ieșit de acolo. Dar, nu, o să vă arăt final. Gata, fraților, i-am dat vreo 3 mâini ca să fie treabă, treabă, uitați ce bine se vede. Auzi, deci că e ca nou. I-am și șlefuit. Pe aici nu vă uitați că aici vine o bandă aia roșie sau argintie sau... Da. Nu știu. Eu n-am pretenții să iasă lux. Vă dați seama, na. Aici vine GTI-ul. Am semnal la de GTI. GTI. Care o să-l pun când va fi gata. Și cam asta e vor. Tată cu primer. Peste asta vom șlefui frumos la apă. O uscăm, o degresăm și vopseaua. Și dacă o fi și lacul. Și gata. Fraților, am mai dat și pe aici. Așa câte puțin. Unde a fost reparațiile. Adică am făcut un plin. Când e să dau toată porțiunea asta, toată partea asta, sau mai stau să dau mai multe mâini aici. Dau o mână, două, trei care vine cu totul și peste ele și este mult mai frumos. Și aici la fel am mai dat. Și am cam așa. Ne vedem după aia. O nouă zi, frații mei. Am chituit bara mai peste tot pe unde a mai trebuit. N-am lăsat, că se vedea niște dări, păi se vedea multe, fraților, și azi aici chiar e vizibil. Și în bara aia, acolo chiar că era o dungă, nu-mi plăcea. Nu-mi plăcea deloc. În rest arată bine. Azi vreau să o dăm cu primer toate. Bara asta, totul. Tot. Avem acolo, am luat de dimineață șmigher. Am luat și două spray-uri. Mai am aici. Încă un spray, dar pe ăla e cam prost. Și na, ne apucăm de treabă.
Gata, fraților. Am mai dat acolo, am făcut reparații și am mai dat. Am făcut și pale pe aici și le-am dat cu primer. Am degresat toată bara. Acum urmează să dăm și pe bara primerul. Și vedem după aia ce mai urmează. Zic că a ieșit bine. Nu știu cum să stau, că acum e și ud. Eu zic că a ieșit foarte bine. Vine și vopseaua și un lac, o să se astupă tot. Și este frumos. Așa zic. I-am dat fraților prima mână. Cum se vede. Aici banda asta de aici nu o dau pentru că vine astupată, nu are rost. Și nici nu prea prinde primerul pe aia. Cam asta e prima mână, vedem și a doua. Fraților, am terminat. Le-am dat vreo 4 mâini. Să știu că e o treabă, treabă. Eu zic că se vede bine. Am pus și o sticlă acolo să fie mai înaltă. Să... I-am dat și cu... Și gata, fraților. Dunga asta, că am dat jos ca să vede și dunga asta. Va rămâne negră. Am dat și pe asta. Pe la urmă, că... Parcă nu se vedea bine așa, se vede cu totul, e altceva. Și gata, lăsăm să usuce până mâine și mâine începem cu șlefuială și vedem dacă îi dăm culoare. Gata, fraților, am spălat-o și șmecheruită, adică am șmecheruit-o, pe unde mai se vede așa micii de-astea luate. Nu e nicio problemă, că așa se face. Se va stupa cu vopseaua. Am șmecheruit-o, că și primerul se șmecheruiește și după aceea se aplică vopseaua să facă aderență. Dacă ea e lăcuită, vopseaua când vine se exfoliază. Așa faci niște pori și când vine vopseaua prinde pe primer. Primerul pe plastic, vopseaua pe primer și lacul pe vopsea. Așa bine. Cam asta e. Să vedem mai departe. Am luat, fraților, și vopseaua. Asta e culoarea, asta e lacul. I-am luat tot din târg, din Vitan, la comandă. Am luat două, vedem dacă mai trebuie mai eu. Lac, la fel. Și ne apucăm de vopsit bara. Nu prea se vede, frații mei. Dar cred că vă dați seama așa cum s-ar vedea. Numai pentru că e prea multă por de aia de la vopsea și miroase prea tare. Și nu mai intru acolo. Stau pe aici pe la ușă. Filmez. Dar i-am dat o mână. Chiar se vede super șmecher. Ce să mă, dacă o fac pasta, a fost, dacă îmi rămâne vopsea, fac și pragurile la mașină. Că tot mai a rămas să le fac și pe alea. Și gata. O să revin așa pe etape, vedem cu ce este. Bun, fraților. Băi, te știți cum a ieșit? Marea masă. Ziceți că sunt profesionist? Profesionist. Grilele astea îmi plac. Astea chiar se văd super și încă nu e dat lacul. Bine, picăturile alea care le mai vedeți sare de la asta. De uite ce frumos e, uite. Ce forță. Forță. Mai așteptăm puțin. Să-i dăm și lacul, vreo două mâini. Și terminăm cu grila. Păi începem cu bara, ca să vreau să le vopsesc tot. Și dacă am timp, poate punem și clipul pe YouTube. Da? Mie chiar îmi place. Coțul ăla nu prea mi-a ieșit, ăsta. La fiind începător, contează să-mi iasă așa ceva. Chiar e bine. Ia vă rog eu mult ce avem noi aici, aici, aici. S-a vopsit și bara, frații mei. Am vopsit-o și pe asta. Lăsăm să usuce, să-i dăm lacul.
Și am terminat-o. Am făcut aici dezastru. Au, Jesus. Asta-i? Asta o mai fac și gata. Restul la service, la vopsitorii, la altceva. Revin și cu lacul și vă salut dănuța al vostru. Ce ziceți, frații mei, cum se vede? Eu zic că se vede bine. Asta nu o băgați la socoteală, că e dată și așa să fie dată. Zic că a ieșit ceva. A ieșit, frații mei. A ieșit în cavaș. Am și muncit. Am și făcut dezastru aici. Să moară. Mamă, ce am făcut, mâncați ești. Mamă, ce aici, fraților. Fai, mă omoară la nevastă mea. Și pe mine zvarță. Uitați-vă și pe mine. Asta-i. Măcar e bine că am reușit să fac bara asta. Hai. Bun, frate, gata, o lăsăm să usuce. Și cred că mai fac video când o montez, ca să vedeți și pe mașină cum se vede, cu proiectoare, cu tot, tot, tot. Cred că așa o să facă. Sau să fac un alt clip cum să montez, nu, lăsați că o să o montez pe mașină și o să vă arăt cum se vede montată cu proiectoare cu tot. Ia uitați, fraților, am pus și proiectoare, am pus GTI-ul, am pus rama asta argintie, am prins tot. Băi, fraților, ce bine se vede. Scuzați deranjul, dar așa e când ai copii. Facem și reclamă la Pampers, așa. Nicio problemă. Dar uitați cât de bine dă culoarea la grilă, da? Deci grila asta, culoarea mașinii, cu tot cu bara aici. Cât de bine dă. N-am vreun negru ăla lucios, că nu-mi place. Nu știu, nu se vede bine. Băi, în realitate știți cât de bine se vede? Mamă, deci... Nu credeam că eu pot să fac așa ceva. Foarte capul meu. Ce frumusețe, mă, fraților. Laud munca. Super, super, super bine. Marf. Da, fraților, am ieșit afară să punem bara. A cam plouat pe afară și încă mai pică și vreau să dau bara asta jos și să o punem pe aia nouă. Hai la treabă. Fraților, ca să fac încheierea, că se întunecă și pe aia nu mai am lumină ca să vă arăt. Cam așa se vede. Deci, idee bună am avut cu grila, să vopsim aceeași culoare ca mașina. Uitați cât de frumos se vede. Eu zic că se vede super, super, super. Și o să fac și cu capota închisă, ca să vedem și așa cum se vede. Gata, fraților. Cam așa se vede cu capota închisă. Eu zic că se vede frumos. Acum, voi decideți dacă vă place sau nu. Mie unul îmi place față de bara care o aveam, da? Stă aici singurică. Uitați ce urâtă era, da? Și uitați-vă la asta. Eu zic că dă bine. Deci n-am muncit eu degeaba. Gata, s-a încheiat și vlogul. Gata, fraților, am terminat și cu montarea bării de GTI. A mers totul perfect. Mi-a dat puțin bătăi de cap. Dar trebuia să vă arăt de ce, dar nu mai contează. Am montat-o, am încheiat tot la mașinuță, se vede țâță de măță. Se vede mult mai bine, cum am și zis, cu bara aia din mijloc, grilele alea, să o vopsiți cei care vreți, la fel ca mașina. Mie unul așa mi-a plăcut. Cu negru ăla lucios, sincer,
Cam toată lumea are. Nu îmi place, nu știu. Numai cu toții negru lucios și doar părțile alea două venea culoarea mașinii. Nu merge. Eu am vrut așa cu totul. Sincer să vă spun, poate nu v-am zis, dar la vopsitorie ne-am zis de asta, că grila asta de mijloc, că vreau vopsită ca și mașină, 400 sau 400 de lei mi-a zis că mă costă aia, că e de șlefuit înăuntru, că e face, că aia durează mai mult ca astea alte. Bă, dă mâncă, că și-am șlefuit eu tot. Într-adevăr, nu știu câte zile a durat. Dacă am 4 zile, siguranță. Dar am făcut. Cam asta a fost. Sper că v-a plăcut clipul ăsta. Întrebări, la fel, mă întrebați, vă răspund. Și haideți să ne abonăm, să dăm subscribe, să dăm un like, o distribuire, dacă vrea cineva să vadă cum se vopsește. Bă, răbdare să ai, că ești. Și singurul vă faceți de la voi acasă. Sincer vă zic. Până data viitoare, vă apă, pa, drumul bun.